eu sunt Sujec și bine v-am găsit la un nou test poligraf, fraților. Ne aflăm aici cu domnul examinator, care fiecare dată rugăm maximă seriozitate. Urmează să prezentăm invitații noștri distinși de astăzi. Domnul care este deja pe scaun, primul dintre cei doi, George Tănase, aplauze pentru el. Bunul său prieten și partener în comedie și... De cât timp sunteți voi prieteni? Viață. De viață, partener de viață încă nu, dar poate într-o zi o să o faceți oficial. Ionuț Rusu, doamnelor și domnilor, aplauze și pentru el. Nu prea ai voie să te miști acolo. Vezi că ai mințit, că am simțit că a fost aplauze mincinoase. În primul rând, vreau să te întreb, ai de gând să minți? Nu mint, frate, nu mint, nu. Dacă îmi dai și o Biblie să spun aici, o să zic jur să spun adevărul și adevărul și nu în fața lui Ionuț. Perfect. Atunci, Ionuț, poți începe cu întrebările de calibrare ale aparatului. Vreau să fii sincer cu mine. Oricând, eu nu ți-am promis. Este adevărat că te numești Angela Gheorghiu? Nu, glumesc. George Tănase? Este adevărat că te cheamă George Tănase în buletin? Da. Alexandru? Da. Stai, îl cheamă George Tănase, Alexandru? Da, 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 și Alexandru. Suntem atât de apropiați, am ajuns la nivelul ăla. Așa, a doua întrebare. Este adevărat că ești născut pe 23 aprilie? Fal. Pe 25 ești, așa? Da. Yes! V-ați bătut joc acestea, dar ați fie niște întrebări serioase de calibrare ale aparatului. Acum tu să spui, putem continua așa, e ok da, aparatul okay sau? S-a calibrat, mai întreb ceva? Okay. În mod normal, astea sunt întrebări la care, da, în fine, nu mai contează. Hai să trecem la testul poligraf. El nu se uită pe YouTube, el e pe TikTok. Bun, așa, prima întrebare pe care vreau să o pun. Crezi că ești un șofer mai bun decât Lorena, soția ta? Da. Da? Nu e prea sincer. Minte, nu? Începem cu minciună. Cu asta? M-a scos aparatul. Începem cu o minciună direct, incredibil. De obicei, doar oamenii sunt foarte sinceri aici, George, să știi. Avem foarte puține minciuni pe episod. Da? Da, eu mă surprind și pe mine. Ai timp să te redresezi. Doar adevărul, minciună acum. Adevărul adevărat e că ea m-a învățat să conduc. Pentru că eu după ce am terminat școala de șoferi, nu înțelegeam asta cu schimbatul vitezelor prea bine, știi? Și am zis mereu, dă-i doi. Nu înțelegeam ce doi. Dacă mi zicea dăm doi, înțelegeam, dăm doi, nu înțelegeam și trebuia să schimb viteză. Conduci manuală? Da. Încă conduci manuală? Încă, da. Încă ești la manuală. Am ajuns la nivelul ăla. În 2-3 ani, lejer, mă arunc pe automat. Dar decât alte soții? Crezi că ești un șofer mai bun decât soții? Decât soțiile în general? Cred că conduc mai bine decât unele femei. Nu, nu, nu. Decât toate femeile din lumea asta. Conduci mai bine? Nu cred că conduc mai bine decât toate femeile. E sincer? E sincer? Bă! Perfect. Bă, ce politically correct e, mă nervează. Politically correct. Bun, ai, bun. Mă, sunt, păi, numai eu știu câteva femei care poate să înjure de 10 ori mai bine decât o fac eu. Adică asta e la condus important, să știi să-ți bagi să scoți, nu? Nu? Și nu din viteză. Dar nu ți se pare că un om care înjură mult în trafic pare că conduce bine? Că știe șoferie? Așa, ești mândru de operațiile tale? Stai, ce? Zile oamenilor ce ți-ai mărit, ce ți-ai... Nu, 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 zile că nu e. În primul rând să răspund la întrebare cu da sau nu. Ești mândru de operațiile tale, George? Nu. Nu, nici eu. E sincer. E sincer? De ce nu ești mândru? Păi, de exemplu, eu aș fi păstrat apendicita, n-aș fi scos-o. Adică aș fi luat o pastilă, o altceva să o rezolv. De ce o să o scoatem, mă, dacă e a mea? Dacă tot a venit la pachetul ăsta, de ce o să o scoate? Stai așa, să o împărând. Te-ai operat de apendicită? M-am operat de apendicită. Apoi am scos amigdalele. La fel, băi, ele erau bune, arătau o chestie dubioasă de curcan, dar filtrau, erau bune, era un filtru, de ce să scoți un filtru dacă-ți trebuie? Apoi așa, random, că am scos o bucată de colon din mine, dar și aia cred că și avea rolul ei, chiar dacă era bolnavă, eu cred că se vindecă la un moment dat. Mă, dar tu ai trecut pe niște chestii. Frate, eu stăiat. Are, știi, ați jucat Worms? Are o operație care seamănă cu Worm-ul ăla suprem. Da, pare că din mine iese un extraterestru, un alien mereu, știi? Da? Că nici n-am vrut să o astup. Am lăsat-o așa necimentată. Nu știam. E la gri. Ei, da, e lăsată la... Finisajele mai trebuie făcute și se rezolvă. Interesant. Bun, până acum un răspuns mincinos, dar și unul sincer. Suntem bine. Ai purtat vreodată pantaloni de piele asemănători cu aia de stripper în public? Da. Ai. De ce? De ce ai făcut? În primul rând, stai să vedem. E sincer. Este sincer. Normal că simt. Eu aș purta și acum, dar mi-a aruncat Lorena. Tu te-ai uitat la Ștefan Bănică Junior? Ce bine îi stă cu pantaloni, da, amintea mea. Erau mulați. Ai tăi erau mulați. Și Ștefan Bănică îi poartă de rapper, din aia largi. Păi aveai mulați cu șpițari. Erau niște ochiroși și șpițari. Și șpițarii se potriveau, era un brand uriaș pe ei. Adică pentru vremea aia, ziu, acum nu mai e. Ai filmat un sketch sau ceva, nu? Nu. Pe scenă. În pantaloni de piele, am și poză de profil pe Facebook. Poți să ne trimiți, te rog? Da, e în pozele mele de profil, o găsiți acolo. Pantaloni de piele. E ca un fashion statement ăsta. Eu și acum aș purta, dar mi-a aruncat soția, deci nu e și ceva. Și strapon ar purta, dar tot așa soția.
Dracu că zici? Mustață cu o caschetă. Bun. Așa, ești de acord cu alegerile câinelui tău în materie de împerechiere? Da. Este sincer. Ce s-a întâmplat mai exact? Bă, câinele meu are o afinitate pentru perne. Îndeosebi pernele lungi, așa, cât se poate de lungi. Acum, pe mine nu mă costă, o pernă e 20 de lei, crede-mă, dacă știi de un soi e 20 de lei. El e satisfăcut, eu sunt liniștit, i-am dat perna, nu tăbară pe niciun picior, nu mă deranjează nici pe mine, nici pe soție, nu e agresiv. O și spală, că o și spală perna. O spăl, o spăl. Nu, nu, o spală și el înainte, cu... Dă cu da. Pervol de la bun, natural. O gletuiește. O gletuiește. O gletuiește și apoi eu o spăl. Eu aflu foarte multe detalii despre voi de la acest program. Bă, frate, cred că ăsta-i scopul. Da, 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 da. Îi dăm? Mergem cu notarea? Îi dăm. O întrebare roșie urmează. Roșie, da. Urmează întrebarea roșie. Nu știu ce. E adevărat că încă te mai uiți la filme de alea deși ești căsătorit? Da. Ce este sincer? Normal că... Dar ce te uiți mai exact? Care sunt preferințele tale? Nu mă uit la chestii dubioase, că oamenii așa... Întotdeauna aleg 2-3 fete, poate fi și 4, că nu mă deranjează. Uite, de exemplu, mă uit foarte mult la filmele la birou cu mai multe femei, pentru că eu n-am lucrat niciodată, știi? Și mi-ar fi plăcut să lucrez la birou. Și dacă tot aș fi lucrat la birou, aș fi luat toate chestiile pozitive și mai puțin pozitive de la birou. Clar, plictiseală, oboseală, vrei acasă. Dacă dai 4 femei blonde, brunete, roșcate... Dornice să facă ce se întâmplă. Dornice să-ți facă raportul. Dar așa e la birouri în București. Nu știu dacă m-am întrebat oameni, așa se întâmplă. Adică nu, e așa în viața reală. Dar ce actriță ai preferată? A, știu, avem o actriță preferată amândoi. Ia, hai, avem una pe care, da, ne batem pe ea. Nicole Aniston. Da. Nicole Aniston. El o știe după față, nu după nume. Vă recomandăm. E genul de soție care face de toate în casă. Tot ce-ți dorești. Și cu prietenii, adică nu e... Da, și dacă vii cu cineva. Doar cu tine, știi? Super. Asta da. E foarte important. Când ai o soție, să știi că dacă vii cu prietenii, femeia e deschisă. Asta, într-adevăr, mă încălzește foarte mult ca bărbat. Dacă e frăția, știi? Adică da, trebuie să împarți cu prietenii. Nu doar cu prietenii, prietenii în general, cu toți. Da, e da. La... Nu doar cu prietenii, cu tatăl, cu orice rude. Adică ea e deschisă la orice grad rude. Super. E adevărat că îl placi mai mult pe socră tău decât pe soacră ta? Fals. E adevărat că îl placi pe soacră ta mai mult decât pe socră ta? Care-i faza cu socrii tăi? Păi nu știu, ce a ieșit? Că ești sincer. Nu îi plac în mod egal, pentru că... Așa, deci nu îi place în mod egal, am înțeles. Dar îi plac în mod egal, jivină ce ești. Bă, și care mi-ai spus tu mie că... A, nu, că întrebările mele sunt curate, sunt cu minți, sunt că nu știu ce. Să vezi ce-ți fac, diavol tasmanian. Ți-le schimbe, a? Ți-le schimbe acum. Mai rău, dar exagerez pe ele. Nu, mă, el părea foarte simpatic, adică atunci la nuntă el părea de gașcă, așa, știi? Și... Dar e foarte de gașcă, cu el îmi place să am discuții... Eu îl plac pe el mai mult. ...inteligente și cu soacră mea mai mult discuții despre viața de zi cu zi. Adică cu el vorbesc despre egipteni, despre pasionat de istorie. Dar cu soacră mea vorbesc de dacă ar fi să am o infecție urinară, habar n-am, îmi recomandă un ceai de ceva, de pleșcăviță, habar n-am și mă rău. Am înțeles, deci e pe medicinar. Da, e foarte, e un medic născut, numai că n-a făcut școala, atât, în rest știe de toate. Am înțeles. Așa, e adevărat că nevastă ta te ceartă că mai dai like-uri altor fete pe Instagram? Nu, deloc. E sincer. Tu nu mă ce... Stai un pic, tu dai like-uri alte fete pe Instagram? Prietene de ale tale? Sau fete mișto așa, nu, ori fete gagii cu care mișto? Cu care am mai filmat sau le-am cunoscut și nu le dau follow în orgoliu. Deci dar mereu, mereu like-uri. Da, le mai dau like-uri, da. Păi reporter se întreabă, bă, dacă ăsta nu mai era follow, înseamnă că el m-a căutat ca să-mi dea like-urile astea, nu? Nu, mă, se apare în... În Explore. Se apare în Explore. Da, dar trebuie să depui un efort. Îl salvează Explore-ul. Normal. Păi stai și în Explore, ce apare? Interesul tău cel mai... Exact, ce e? Că la altora le apare ski, le apare decorațiuni interioare. Ție, le apare actrițe porno, știi? Da, mie asta. Nu, mi-apar, ce mi-apare, dau like. Nu. De regulă când stau pe WC. Unde îți ți dau like? Când stau pe WC, asta e relaxarea mea. Like. Am înțeles. Și ai explicat asta și nu ai nicio problemă cu treaba asta. Absolut nicio problemă. Păi ce căsătorie plictisitoare e, frate. Știu. Că știu. Trebuie să fie un din asta. Mergem mai departe, da? Ai poftit vreodată la una din fostele mele iubite? Nu. Nu, că ce ai avut tu? Este sincer. Sincer. Bă, poate vizual... Te dezamăgi și el de tine. Poate, ce, dragula, ce? Poate vizual, că la primul impact ești ca bărbat. Creierul animalii zice, bă, da, când au deschis gura. Mamă, dar vă și jigniți, ești nebun. Păi dacă dau și eu, ce e aici, tenis? Așa, mergem la următoare. E adevărat că mergi la umor doar pentru bani și nu că-ți place de ei. Da. Sincer.
Bă, cândva... Cândva ne plăcea. Cândva a reprezentat ceva emoțional, adică aveam ca obiectiv fiecare moment să fie... Tu ai și câștigat, mai că nu? Sau n-ai, n-ai fost câștigător? Da, nu, niciunul n-am. De muchi am fost amândoi, noi n-am. La momentul tău are 10 milioane, nu știu, are 13 milioane. 16. Băi, ești nebun. Pe când momentul meu... Așa, ne ducem mai departe, da? Este adevărat că ți este rușine să te bășești lângă mine? Nu. No. E sincer. Și de ce n-o faci? De ce n-o faci niciodată? Pentru că nu vrei tu să mă simți că eu o fac. Ești nesimțit. Un prieten adevărat ridică piciorul, vine spre tine. Trage-mă de deget. Nu mi-ai niciodată să te trag de deget. Promit de azi înainte că o să facem schema împreună de trage-mă de deget. Că mă lași să te trag de deget? Promit. Bun. Că o să, tu o să fii cel care o să mă tragă de deget până la, până atunci, la atunci bătrâneți. Așa, frate, în sfârșit. Te deranjează că eu am fost în filme și tu nu? Asta e întrebare din juriu. Da. Așa. Da, mă te deranjează? Da, o să fiu sincer, da. Chiar e sincer. Sunt invidios și nu doar pe tine. Plecăm altfel de aici. Cred că dacă îmi puneai alt nume acolo, care joacă de 11 milioane de ori mai prost ca tine, aș fi zis da, dar bine că nu l-ai pus. E adevărat. Mai ai? Așa, stai să vedem. Ți se pare că ești un actor mai bun decât mine? Uite că e tot bine. Nu. În continuare sincer. Bă, prea de... Nu, îmi se pare că facem lucruri... asemănătoare, dar diferite în același timp, știi? Sau ce obțin pe parodie. Mi se pare că... Ițănada... Tu faci o parte care ar completa opa mea și invers, știi? Adică suntem pe roluri diferite. Bă, asta o să iasă emoțional până la final. Da. La final... O să vă luați în brațe la final. Alecăm cu Nicole Aniston amândoi. E adevărat că ai avut o colegă de apartament despre care ai zis iubitei că e vierișoara ta doar ca să nu te certe? Da. E sincer, păi știu. Dacă poți să-mi explici, adică deci ai avut o colegă de apartament, erai student pe vremea aia sau? Da, doar și colegă doar colegă și nimeni nu mă credea, toată lumea care arăta și foarte bine și arată foarte bine în continuare. Păi și tu nu erai interesat de ea sau ai încercat și n-a, nu s-a... Nu, nu eram interesat de ea. Dai, putea, nu erai interesat frumos. De ea, ce zici aparat? Hai. George, erai în cel mai mic mod interesat de ea, într-un mod sexual amoros? Nu. Din nou ți-ai ținut respirația puțin. Opa! Eu m-ai înghit așa opa, în mine. Opa, gânduri. Așa, bun, hai să spunem. Să trecem peste. Nimic ieși din comun, da? Nu erai foarte interesat. Bun, continuăm. Și era o colegă de apartament, da? Era o colegă de apartament. Așa. Fantastică, minunată. Și eu trebuia să mai aduc fete din când în când acasă, cum e tradiția din Moși Strămoși. Așa. Și mă rog, nu, nicio fată, adică prima, a doua, a treia, n-au acceptat ideea că stai cu o fată, că locuiești cu o fată. Că na, și când o vedeau și că arată foarte bine, era, bă, voi sunteți vreo familie despărțită aici, e vreun copil la mijloc de locuiți încă împreună. Și am început să mint asta cu verișoara. Că e verișoara mea, e vara mea. Dar a rămas cumva intrat în subconștient că nici acum nu-mi dau seama dacă e sau nu verișoara mea. Și eu am aflat după un an că nu e vară ta. Păi și pe eu nu-s că l-am lăsat acasă la fel. Mi-era rușine să mă dau la ea din respect, că e rudă cu el. Și după aia am pierdut trenul că s-a căsătorit. Suna ceva început, dar fiind porno prost cu step casă. Bun, mergem mai departe. Te-ai înșelat vreodată nevasta? Nu. E sincer. E sincer. Acum, ce să zică și el? Ți-ai fi înșelat vreodată? Bă! Poți să țin respirație aici? Merge mai departe. Nu vrem să creăm conflicte. Ia uite, ia uite asta. Ia uite ce a sărit aici asta. Ia uite. A luat-o la graficul. Îl vezi acolo cum e? Ula, ți-ai fi înșelat, a? Da. O avem toți. Hai să fim serioși cu avem toți. Te-am chemat vreodată la o filmare și regreți că ai zis da? Da. Este sincer. E la serial, nu? Da. În care te-am pus să joci o femeie, așa e? Da. Frate, dar ai fost și plătit, grecește. Da, da. De ce te-a plătit? Păi am mâncat dulciuri, mi-a dat suc. Hai, bă, asta, deci în bonuri de masă, cum ai venit. Da, e ce, la Dumnezeu vs. Satana? Sau? Da. E prima dată când ai jucat o femeie? Nu, nu era prima dată, doar că era un travestit care n-avea nicio treabă cu viața reală. Și care și denigra un pic toată situația. În sensul că era un travestit cu un păr verde și cu un comportament nici măcar de... N-avea nicio treabă și nu înțelegeam reperele. Adică nu înțelegeam că el îmi dădea o indicație, regizorul îmi dădea o indicație, Andrei îmi dădea alte indicații. Și cum am enervat, după ce că e penibil, hotărâți-vă odată ce vreți să fac din travestitul ăsta. De drag, cât le-a fost de mine, mi-au mai tăiat niște replici. Că au zis, aia, lasă că să nu ne judece lumea, că am gândit așa. De ce am venit? Am înțeles. Ne ducem mai departe. Îmi pare foarte rău pentru acest eveniment și mă voi căi. Vezi că se căiește de nu mai poate. Da, bă, dar abia aștept să văd aici. Pe el. Ai mințit vreodată ca să obții coitus? Să obții sex? Da, dar cine e cineva care n-a făcut asta? E sincer. Cu ce ai mințit?
Ce ai zis despre tine? Poți ne faci o listă? Trebuie să caut un pic în arhivă, că trecură vreo 5 ani de când n-am mai mințit. Dar mințeam că stau în apartamentul ăla, e temporar, că trebuie să mă mut și acum stau la cineva. Stăteam într-un apartament de toată jena. Mințeam că am mașina service, deși eu n-aveam permis. Chestii de-astea, de prindea la public. Ia câtă... Au picat niște... Funcționa, nu? Da, niște criptomonede au crescut acolo. Gata, acum mi-a venit. Este o chestie super personală. Spontan, așa. Ia, aruncă-o. Dar e ultima, e cireașa, e macaronsul de pe tort. Ia. E adevărat că noi la un moment dat am împărțit o persoană anume în serviciile amoroase. Da. Că sunteți șogori. Ce, tu nu știai asta până acum sau doar ai vrut să o spuneți pe cameră? Da, ai avut o suspiciune mereu? Nu, n-am avut niciodată suspiciune, că vorbeam despre asta. Dar știi că la faza asta nu mă îngroapă pe mine, se îngroapă pe el. El o să aibă întrebări acasă. La mine se știu lucrurile astea. Puteți să detaliați, să evidem fără să acum nu spunem cine era persoana. Eu o să zic că nu mi-e rușine și sunt sigur că fata respectivă acum e la casa ei, Doamne ajută, dacă s-a lăsat de video chat, bravo ei. Bă, asta n-am convenit. Nu, acolo. Păi da, mă, dar se înrușește ăla la mine, vrei să-mi. O fată care a poftit la un moment dat după mine. Deci tu ai fost acolo prima. Eu am fost primul ungur. Eu nu eram convins de pozele ei din Instagram, adică eu mă uitam, asta era selecția mea de atunci, am zis, bă, nu? După care nu știu cum a poftit, eu nu-s la ea, ea la el, nu știu care, și s-au poftit împreună și unii pe alții întrânși. Am fost eu testerul. După ce ai trimis scoada, mie mi s-a părut ceva bun acolo, ca la parfumuri, știi, după ce îl testezi, ești, bă, această apă de parfum s-ar putea să aibă potențial. Nu știu cum, n-am mai avut treabă cu Ionuț, adică n-a fost o chestie să iau pâinea de la gură, cum s-ar spune, știi? Mai aveam pâini puse deoparte. Doar că eu m-am dat cu acel parfum mai mult timp decât s-a dat Ionuț. Da, la el a fost, eu am fost doar pe test atât. Doar testat. Da, dar a fost o chestie, un agreement bărbătesc. Da, m-a sunat, băi, uite, poți, poți să-mi împrumuți și mie, o recomanzi, adică ai avut probleme cu ea? Ai băgat banii în ea mulți de-a lungul timpului? Ție-ți bate într-o planetară. Să zicem că eu am condus un pic mai mult decât a condus Ionuț, dar... Eu am scos-o din reprezentanță și am... Dacă te ai făcut tură, rodaj, am făcut rodaj, după aia am dat-o la, îți dai seama, că dai unui prieten. Și... Da, și o dai mai ieftin. A condus-o un bătrâneg din Germania. Tu râzi cam bine, eu nu-ți acolo pe scaunul ăla, dar cred că o să râzi mai bine pe scaunul ăsta, ce crezi tu? Aoleu, și la el îți mult mai rele, că mi-a zis. Da. Și cred că și mai multe, cred că ai câteva consistente. Hai să vedem, se schimbă locurile, revenim cu Ionuț pe scaunul de poligraf. Bun, hai să vedem. A sosit ziua dreptății. Poziție de prezentatoare de Prima TV. De ce Prima TV? Nu simți mereu. Aici în cameră, ești băgat în roșu. Are sens. Este adevărat că te numești rusul Ionuț Andrei? De p***a să mă iei. Ha! Ce bun sunt, wow. Mai e și aia cu Ionuț, am o capră, nu-mi-o. Nu-mi-o, da. Asta nu știam, asta e nou. Este adevărat că te-ai născut pe 15 mai 1992? Da, e adevărat. E calibrat? Da. Aici aveam eu probleme cu datele, le căutam. Și eu cu 23-25 la tine nebunesc, efectiv. Tu ai greșit, nu era așa pe foaie. Hai, dă, că trebuie să te fac de o cară. Bun, începem ușor, da? Dar să fii sincer cu mine, că dacă mă... Să dea dracu... Să mă minți, că jar mănânci. De față cu oamenii ăștia, că nu știu. Crezi că ești cel mai bun imitator din țară? Fucking shit. Da, mint? Nici nu știu, că nu știu ce cred. Da. Mint? Mint și vine, cine-i cel mai bun? Măi, eu vizualizez, eu sunt pe vizualizare, că am văzut la trainer de dezvoltare, că vizualizează că ești cel mai bun și vei fi. Da, uite, dovadă că te mint trainerii de... Da. Și mințim-te pe tine, te minți tu pe tine. Cursul ăla? Am prins și un barter, da, pe barter bun? Știi cum e. Cine-i cel mai bun? Mă, nu știu, George. Atât, puteți să tăiați aici. Gata, tăiați asta și avem bucata doar 16 ring-tom. Secunde de reel. Așa, deci am mințit la asta. Am mințit la ceva ce m-a avantajat. Asta am pățit și eu la prima întrebare. Asta e roșie, eu bag roșiile mai repede. Hira aia, naibii, hai zi. Urmează întrebarea roșie. Trebuie să ajungi ca Bromania? Doamne, ce întrebare asta? Da. Adică gras? Da. Am mințit? Da. Am mințit? Nu mințit să ajungi ca Bromania.
Vezi? Și-mi zici mereu! El îmi zice de vreo 5 ani că tu tot visezi la probleme. Nu visezi asta, vezi? Doar te-am mințit așa ca bă, să... Bă, deci eu aflu... În sensul de a face filme sau în ce sens, măcar explică? În sensul, de, sens, da. În sensul de, a face de a avea succesul filme? Și stilul de viață. Da, asta da. Deci asta da. Da, visezi niște acțiuni la Global. Le visezi, de ce să mint? Visezi niște acțiuni acolo. 5%, nu vreau mult, vreau... Și poate și fetele din jurul... Niciodată n-am râvnit la femeile din... Ajungem și acolo. Să continuăm, dragi prieteni. Asta e decisivă pentru relația noastră. Ai renunțat la prietenia cu mine pentru 1.000.000 de euro? Bă, da, adică... Nu, adică... Și mi-o spui în față. E sincer? Da. Wow. Frate, și tu ai renunțat, o încol de treabă. Avem altă viață după aia, ne prietenim. N-avea ce să spună, mă, că și dacă spunea nu, ești nebun că sărea în aer aparatul, trebuia să se strica ăsta, trebuia să-i dă. Da, era urmă. Dar ți-aș da 200.000. De adio, așa, de despărțire. Fii atent aici, uite cum face. Vrem să ne luăm casa amândoi, da? Da. Ne luăm unul în altul, dar nu vorbim. Ok, mie sunați la poliție, unul la pentru 200.000 de euro. Sunați poliția, da. Exact. Acum îmi dau seama că eu aș scade prețul foarte mult. Adică că mi-ai fi pus întrebarea să avem 200.000? Dar nu, la 1.000.000, na, mă înțelege toată lumea. La 1.000.000 ai renunțat la oricine. Te știu. Când mergeai cu tirul, ai apelat vreodată la serviciile fetelor de pe centură? Nu. E sincer? Da. Am înțeles. Băi, și nu te-ai crezut niciodată. Cât timp ai fost șofer de tir? 2 ani jumate, 3, ceva de genul ăsta. N-ai avut timp, dacă era mai mult. Măi, am vrut. Adică nu pot să zic. A răvnit. Am răvnit, am poftit. Dar nu știam cum să le abordez. Dar nu i-ai cunoscut atunci, adică nu... Nu, nici nu eram cunoscut, dar nu știam cum să... Ei, să rămână. Puteți să... Adică dumneavoastră vă ocupați cu... Cât ar fi? Mi-era foarte rușine și de multe ori eram cu taică meu și e greu să împarți cu taică tu, că el are niște preferințe, tu altele. Dar și cum erai cu taică tu? Erați amândoi șoferi de tir? Da, de multe ori mergeam în echipaj. A, și făcea stură. Și de fiecare dată când erau pe marginea drumului, eram cu taică, mi-așa se nimerea. Când mergeam singur, nu era niciuna, era un concediu toate și când eram cu taică, mi-a fur. Da, mă, dar putea să faceți chetă cu taică tu. Și plus, ce poveste avea? Doar taică mi-a făcea chetă, că eu nu prea aveam. Puteai să cer, dă-și mie 50 de lei, la ce trebuie? E, hai că o să te ajute și pe tine. Da, am vrut, dar bine, erau și de ordin igienic, nu știu exact cu ce se tratează. A, că nu știu. Erai tu spălat, că erai pe tir. Să nu îmbolnăvesc eu, da. Să nu îmbolnăvesc eu. Am ai grijă de ele. Bă, băiat, uite așa. Băiat. Bun, atunci hai să aflăm exact ce se întâmpla în perioada aia vieții tale. Poți să-mi pun piciorul așa? Nu. Nu, n-ai voie. N-ai voie, mă, că blochezi întrebarea, ești nebun. E ca și cum o parezi așa, ca în desenele animate. Obișnuiești să urmărești filme porno atunci când erai plecat în cursă cu tirul? Da. Asta, mă, când ești în cursă cu tirul, nu te stăuiți la drum? Știi ce greu e? Măi, la un moment dat, deprinzi un talent prin care e o mână, mai ales dacă e automată cutia. Nu poți să cred, nu poți să cred că te-ai masturbat în timp ce conduceai tirul. Refuz să cred așa ceva. Chiar nu. Întreabă-mă. Vreau să se știe că nu. Dar deși după față. Întreabă să vedem dacă minte, te rog să întrebi. Te-ai masturbat vreodată în timp ce conduceai tirul? Nu. E sincer. Doamne, mulțumesc. 4 ore în pauză ce faci? Dar în parcare. Da, era foarte greu. Șmecheria era atunci când găseam parcarea respectivă, mă magazinam pe laptop. În magazinam. Magazinam. A zis în magazinam, nu dau la da, în magazinam. Trebuie să pui, notă de subsol la cuvântul ăsta. Da, făceai și notă de intrare. Făceam bon, da. Făceam pales de firme porno în spate, dar efectiv puneam link-uri, știi că intri pe link și rămâne salvat și pe YouTube. Și atunci îmi salvam undeva la 25-30 ca să am pentru zile negre, să nu mă uit la același clip. Nu știi când te lovește. Că te uiți la același clip, te plictisești. Și salvam câte 30 în parcările cu... Era foarte greu, credeți-mă, era greu. Vreau să spun că e episodul de detector cu cele mai multe utilizări ale cuvântului porno de până acum. Ah, deci, da, sunteți, porno la greu. Sunteți niște răpari de săfârșit. Țin să vă spun. Wankerii cei mai mari. Te atașezi mai tare de lucrurile materiale decât de oameni? Nu. Sincer. Nu cred. A, chiar? Eu mințeam, dar e bine. Nu cred. Nu, no, măi, e sincer, vă zic. N-am pus întrebarea bună. Pare un băiat de treabă. În sufletul meu, da. Bine, mai pun o dată întrebarea, că n-a fost bine. Ești mai atașat de mașina ta decât de iubita ta? Da, fuck, frate, e orice zici. Frate, orice zici. Sau decât orice altă iubită? Nu. Ei și șpagă? Nu răspund.
La e... răspunsul lui. Nu iau șpagă. Nu e, uite, nu e șpagă, dar nu, dar te-am nu pentru că e redundant să mai zici încă o dată că e sincer și de-aia. Da, mă folosim. Vreau să jur. Punem noi bucata cu sincer aici. Eu nu e sincer, domnule. Bine, bun, deci, uite, aflu lucruri. Credeam că ții mai mult la mașina ta decât la oricine. Da, mă rog. Ești nebun, cum să țin mai mult la mașina mea decât la oricine? Dar schimb pentru 1 milion de euro te-aș vinde. Pe locul 3. Tu ești sub, George. Tu ești în mașină. Eu-s la coadă dacă mă vinde. Nu, ești aproape, dar n-ai colat. Le spui oamenilor ce vor să audă doar ca să te faci plăcut? Da, normal, frate! Evident! E sincer. Ce răi, dar nu așa facem toți, serios? Nu. Nu facem, mai spunem și lucruri sincere. Așa am fost educat. Așa mi-au zis părinții, să le spui un... Deci de asta când de fiecare dată te chemă o filmare, tu spui, da, frate, da, normal, frate! Tu știi cum e după ce închide telefonul? Nu, la oamenii cu abonați nu. E ok, sunt safe. Mereu mă bucur. De la 100.000 în sus deja e e bine. E o plăcere. Ce-ai fi dorit să fii crescut într-o familie de intelectuali? Oh, bine, fac parte dintr-una, dar... Nu. Sincer. Cum? E stricat. Stai mă, explicați-mi un pic. Adică tocmai ai făcut părinții proști? Nu. Nu. Simpli. Oameni simpli, modești, din popor. Modești. Doar că, bă, eu știu că bă, una dintre frustrările lui e că n-a citit mai mult, că n-a fost înconjurat de cuvinte elitiste și m-am gândit eu. Da, dar le-am învățat acum, adică... Că-l prind. Câte cărți ai citit, Ionuț? Uite că asta m-a întrebat pe la Denise Rifai, mă înjură toată lumea. A, știu întrebarea, că am câte cărți? Dar ziceți-mi sincer, ia întreabă tu mă cu poligraf. Câte cărți ai citit? Ionuț, îi fac o favoare lui Shelley. Câte cărți ai citit în viața? Bă, cred că spre 200. Și e sincer? Bă, ești nebun. Nu se vede, într-adevăr, pentru că nu arăt. Adică eu nu sunt genul el care ține pentru el. Se laudă. Eu am citit 15 cărți dar... toată viața, nu o să vă mint. Dar bune. Pinocchio e Pinocchio. Sincer. Bă, băieți. Adevărat. Mă așteptam să dai și tu o răspuns, să mă încurajeze pe mine. De ce? Hai să rămânem tot pe familie. Poate scot ceva de la tine. Măcar așa demnă de un TikTok. Să că copilul tău o să crească într-o familie de intelectuali. Da. Adică eu o să fiu un dictator cu copilul meu în ceea ce privește cititul. Chiar o să fiu asta. Vreau să descoperi utilitatea cititului. Și vă îndemn și pe voi, dragi abonați. Să mai puneți dracu mâna pe o carte. Nu, dar nu strică. Să vedeți că e utilă, evoluați foarte mult. Așa. Simți că ți-ai dezamăgit bunicul cu meseria pe care o faci? Normal, ca toată lumea. E sincer. Na. Ți-ai dezamăgit bunicul? Da, adică poți să declariezi? Păi bunică-miu e adeptul cărții de muncă. Și Jeff Bezos, dacă era nepotul bunică-miu, era putea da fac miliarde, bunicule. Putea da vechime. La pensie ce faci? Pensie? E unde? Păi am miliarde. Uite, Vlăduț, avem noi unul. Așa. Vlăduț, 10 ani vechime. Acum aș lua garsonieră în centru sărmat. Căsucă. Mașinucă. Mașinucă. Serviciu. Servici, frumos. Femeia e nu prea frumoasă să n-ai șogori. Așa a zis? Da. Așa zice? Dacă ți-e frumoasă, șogori. Bine. Dacă ți-e una la limita acceptabilului... Stai liniștit. Nu, bunic mai e foarte funny, adică e mega funny. Are, uite, de exemplu, acum vorbisem cu el, nu știu când, acum câteva zile și e mai bătrân și mi-a zis că simt că îmi expiră contractul cu... Da? Simt că îmi expiră contractul și mă duc încet, încet, iau contactul cu subteranul. Doamne, ferește! Ești o persoană care obișnuiește să întârzie mereu? Nu chiar mereu, adică sunt zile și zile, da. Răspunsul de da e sincer. Sunt cam sincer, da. Adică întârzi relativ uneori, la sală doar, la sală. Dar în rest, când e vorba de citit, nu întârzi. Da, dar mai chema vreodată să citim? Ești primul. Da, George Tonase acasă e câmpul de rector, ești cu Varsa. Exact. Noi te întâlnești. Cu nevasta mai nou, trei. Citim și la final ne uităm la Nicolae. Trei șoareci de bibliotecă. Da, întârzi. Nu foarte des, dar la muncă niciodată. Bă, asta pus confirm. Bă, vorbeam de emisiunea la muncă. Ok, ești o persoană generoasă? Da, normal. Te rog. Mamă, e o linie roșie, ce mai vreau de până acum? Nu se consideră așa. Putem să considerăm că minte? Da. Minți. Minți și bine. Păi nu e, adică... Cum, zi-mi tu termenul pe care îl folosești la zgârcit. Cumpătat.
chizuit. De ce să cheltui, frate? De ce să dai 80 de lei pe niște paste când este un restaurant foarte aproape de noi, casa nu știu cum îi zice, ai meniu zilei la 25 de lei și ciorbă. Sunt un pic zgârcițel, un pic. Cum se numește ăsta, cât sunt pastele? 80 de lei la... Și alea ieftine cât sunt? Aia, am găsit și paste la 18 lei. 18 lei aici, păi. casa de copii. Unde dai 18 lei? Casa speranței. Măi, o să rămâi surprins. O să rămâi surprins ce locuri de tiriști în București există. Da? Deci știe Ionuț niște restaurante, niște împinge tava, să nu le zicem restaurante, că jignim restaurantele. Popas. Dar vezi că ei mereu refuză să mâncăm la Popas, că na, e și mâncare mai sănătoasă. Că miros un pic a pișat fețele de masă, dar bă, mâncarea e foarte bună. Dar nu-ți mai pui coatele pe masă, ce mare lucru, stai așa la distanță. Da, și na, trebuie să strângi banii, am învățat-o de la bunică, trebuie să-i strângi, că nu știi ce vremuri vin. E război, e pandemie. Nu știi ce vremuri vin, corect. Trebuie să mănânci sărăcie și mizerie. E safe. Te-ai împrumutat vreodată de bani ca să ieși la o întâlnire cu o fată? Bă, frate, știi că n-aș putea să fac asta decât la tine, da, am făcut-o. Sincer? Da. E sincer? Da. Nu o să uit niciodată ziua aia. Dar tu de ce pui întrebarea care știi răspunsul? Asta. Tu nu vei să afli adevărul. Nu, tu vei să faci lumea de rest. Tu vei să afli o știe. Asta e o problemă de atitudine. George, care a venit aici. În general, oamenii merg la poligraf ca să afli adevărul, corect? Da. Și te mir că te dau pe 1 milion de euro. Păi te dau pe 5.000. Eu și știu că am toate lucrurile despre el. Și acum vreau doar să le scot afară. Da, e adevărat, cu o fată cu care, mă rog, n-am mai fost după aia. A, 2 milioane și o pilulă de maraton. Ca să fim sinceri total, asta e. Bravo, așa s-a întâmplat, da. Mi-a zis George, bă, frate. Da, asta. Și zic, bă, da. 3 ore, fii atent aici, duduială. Bă, ia, dă-mi. Și n-am scos-o pe fata respectivă, am cheltuit 1.950.000 pe întâlnirea respectivă. Iar rămas 5 lei. Părând că mai am foarte mulți acasă și am dus-o la mine acasă, era locuința de serviciu, i-am zis-o ei. Deci aparent avea și el o minciună în zona asta. Și am luat pastila respectivă în baie. Singur. Și nu s-a întâmplat nimic. Și e foarte rău să luați acea pastilă și să nu se întâmple nimic, credeți-mă. Efectiv, te faci ca un pește balon, ești albastru tot și aștept doar să plece ca să poți să faci ce făceam pe tir. E rău, că doare capul ori, nu faci, sub 50 de ani nu faceți asta, e o mare tâmpenie. Ionuț, dragul meu, ai făcut reclame doar de dragul banilor? Niciodată. Pot să răspund eu? O să las pe șerii să răspundă la asta, pentru că e foarte simplă întrebare. La fel ca orice alt influencer, mai ales ca tine și ca mine și ca absolut orice alt influencer, George, și tu te numești printre ei, stai liniștit, toți am făcut. Eu doar ai umor am făcut. Dar dacă se uită vreun brand la acest episod, pentru voi nu. Pentru voi a fost din suflet. Adică am simțit-o doar pentru aia care nu se uită. Dar n-am aflat, e adevărat. Este fals. E fals, normal că... Cum să... Nu, ai greșit aparatul, n-are cum. Adică eu n-am făcut pentru bani niciodată, doar pentru bani. Da, banii pe care îi ceresc așa, cum ai venit... Onorar. Da, așa, de bun simț. De bucă. Dar eu când, dacă sunt pe unul pentru o reclamă, cât vrei tu, frate, cât vrei tu? Da, niciodată, adică... Adevăr e că chiar așa procedează. Dacă n-ar fi globalul la mijloc. Numai eu știu vreo 3 reclame de la începuturi în care exact așa s-a procedat pe un meniu zilei. M-a salvat globalul tare. Deodată eu intre pe globul. Mă, atât? Ai poftit vreodată la iubita unui apropiat? Da. Cred că la sincer. E sincer, ce? Că la toate la un moment dat. Băgați-vă frigă în casă, că ai ieșit Ionuț Rusu pe străzi. Ai ieșit animalul pe străzi. Mare noroc aveți că nu mă bag. Și a tăiat și unghiile. Cu unghiile tăiate a ieșit de la manipedi, așa că grijă mare. Și la picioare am un model mișto. Da, mai poftit într-adevăr. Dar e parte din ființa umană. Da, e parte din ființa umană să vrei să fii parte din ființa umană a prietenului tău. Da, nu, am poftit și după aia a plecat gândul. Și revine. A, l-ai lăsat să se ducă. Revine și pleacă iar, dar doar e un gând. A, da, mai revine. Mai revine, da, un gând. Ai ceva să-mi spui despre Lorena? Oh, Doamne, zi de zi. Nu. Bine, nu intrăm. Nu stăpăm acolo. Ai spus te iubesc doar pentru că erai presat să o zici? Nu. Auzi. Nu e sincer. Nu mă așteptam la asta. Băi, cred că s-a mai întâmplat, da. S-a mai întâmplat. Auzi, cred că poți să mă lași pe mine, că remigos, adică da. Uite-te la față, lasă ecranul, că nu, e simplu. Da, eu sunt un om care își exprimă greu sentimentele. De multe ori cu băieții am, când mai zic prieten bun, te iubesc și chestii genul ăsta și... Și tu zici înapoi și eu. Eu zic că te vezi. La ultima beție asta mea. Te vezi și eu nu știu ce. Și cred că am mai spus-o așa la începuturi, că nu știam ce înseamnă te iubesc și când am avut eu primele iubite pe la 24 de ani și am
Le ziceam te iubesc după două zile, după o zi, două. A, ai zis atât de mult. Credeam că așa se face, credeam că așa se face. La a doua întâlnire eram, hei, te iubesc. Și erau, se speriau. Bă, când aveam 15 ani și eu făceam asta. Pă bune că o ziceam din prima, din prima direct. Da, era un fel de, am oficializat, adică acum, haide să trecem la... Te iubesc. Legal, suntem... Bun, hai să mergem mai departe. Ai furat vreodată vreun personaj de la cineva, Ionuț? Da. Nu, da, da. Da, de la mulți. De la o grămadă. Băi, de la... Și din afară, și din România, de la toți. Și din Moldova, da, și din Azerbaijan, Serbia, de peste tot. E cineva nefurat de tine, mă rog. Nu cred, nu, 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 chiar nu cred că este cineva nefurat. Nu, chiar nu e. Ai furat de la Radu Țibulcă? Nu. Doamne, de la Țibulcă n-am furat. Cine știe, adică las ușa deschisă. Dacă faci un personaj bun... De la toți imitatorii, da, cred că am mai luat, da. Bă, eu nu-ți mai furat personajul, domnule, îți făceam o imitație. Acum te imitam pe tine, imitându-l pe ăla. Te promovam, frate! Da, da, da. A, și din afară, dacă m-ar suna Jim Carrey și din ăștia, da. Mamă, e haos acolo. Și ultima întrebare. Ai refuzat o relație din cauza zodiei? Adică nepotrivire? Jură-te. Cred în zodie asta. Da. Bă, tu crezi în zodii, mă? Păi nu credeți în zodii? Nu, mi se pare, asta e cea mai tare psihologie inversă a femei posibilă. O iei tu pe ea în cea ascendentul? Nu putem fi. N-avem nicio șansă împreună. Și am descoperit încă una psihologie inversă, de ce am lui George zilele trecute. Supără-te tu prim. Încercați pe asta acasă, băiți. Când simțiți că e totul super bine, supărați-vă. Dar voi primi. Da, nu, dar din neant, așa, să le ia prin surprindere, adică nu te super justifica. Dintr-o dată, îți sare super, soamnă, da. Nu mai vreau. Și ea nu mai are cum, că te copiază, știi? Păi, da. O, stai, te super și tu, păi personajul. N-ai voie să furi personajul. Am înțeles, interesant. Temă pentru acasă și cu zodia, e adevărat. Fraților, ăsta a fost și episodul nostru. Le mulțumesc din suflet invitațiilor mei, Ionuț Rusu și George Tănase. Îi găsiți pe toate canalele de social media. Dați-le follow că fac o treabă foarte, foarte bună. Pe mine știți unde mă găsiți. Puteți să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări de fiecare dată când postez. Și dacă vreodată aveți vreun gând să vă apucați de astfel de episoade sau de vloguri, aveți chiar și un curs, Academia de Vlogging, la cel mai bun preț, doar pe Sherry.ro. Și de asemenea, îi mulțumim foarte mult lui Sherban. Dacă aveți nevoie de orice fel de test poligraf, dacă suspectați că vă înșeară femeia, pe bestpoligraf.ro puteți aflați răspunsul la aceste întrebări. Eu am fost Sherry și ca întotdeauna, da, deoarece acest vlog este aproape filmat, v-aș vrea să dați un mare pum butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu m-am dus, pa!